Vă salutăm din nou, dragi telespectatori, la o nouă emisiune între scriptură și ziar. De această dată avem un subiect extrem de delicat și provocator, și anume familia reflectată în media modernă, atât în ziare, cât și în spațiu virtual. Trăim în ultimii ani și avem din ce în ce mai multe plângeri din partea pastorilor, a consilierilor creștini, legate de un anumit comportament din ce în ce mai straniu a unor membri din bisericile noastre, a unor soți, soții, care copiază un comportament așa cum este acesta reflectat în familia prezentată pe sticlă, să-i spunem așa, reflectate în ziare. Acest tip de comportament vine în contradicție și în opoziție frontală cu modelul și paradigma prezentată de Sfintele Scripturii. Aș vrea să punem din nou presiune asupra minții noastre și să ne spălăm mintea în apa cuvântului, încercând să înțelegem care sunt provocările pe care le avem astăzi, acum, în societatea românească contemporană, din partea societății care ne înconjoară, asupra familiei creștine. Am vrea să încercăm să aflăm soluții, răspunsuri împreună. Pentru aceasta l-am invitat pe pastorul Gigi Cozman. Este deja cunoscut multora dintre telespectatorii noștri prin alte prezențe la Credo TV, dar de asemenea este cunoscut în multe biserici din spațiul evanghelic, datorită faptului că împreună cu soția au început, după o tragedie personală, au început să prezinte seminarii pentru familii. Familii din spațiul evanghelic și nu numai. După această experiență de 15 ani, dragă frate Gigi, care credeți că ar fi principalele provocări pe care familia românească, din spațiul românesc, cu acces la media, cu acces la ziare, cu acces la internet, cu acces la Facebook, le experimentează acum în aceste vremuri? Cred că suntem de acord fiecare dintre noi că asistăm la o degradare a vieții de familie și suntem într-un context în care un tăvălug al emancipării care vine de dincolo de ocean a ajuns până la noi și se rostogolește peste Europa și de 20 ceva de ani încoace și peste țara noastră. Cred că suntem într-o perioadă în care tot ceea ce ține de adevăr și de revelația lui Dumnezeu este contestat. În așa măsură încât frizează orice element de logică și de bun simț. Nu mai este o luptă între idei, ci pur și simplu o agresiune fără logică, dar în așa fel făcută și cu atâta subtilitate încât cuprinde toate mediile și este greu să distingi între ceea ce este valoare și non-valoare. Când vorbim despre familie, cred că familia este ținta unor atacuri foarte bine concertate. Familia nu trebuie să existe. Pur și simplu pentru că Dumnezeu a decretat că este o relație între un bărbat și o femeie pe o viață, pentru o viață întreagă, asta deja deranjează în lumea contemporană. Și de aici sunt o mulțime de lucruri care ne solicită și ne face să ne încordăm atenția dacă vrem să rezistăm acestei presiuni care vine din exterior și care se rostogolește peste noi. Eu n-am văzut niciodată un cerc pătrat. Cu toate astea, suntem învățați că ceva ce este definit prin natura lucrurilor și prin revelația lui Dumnezeu, familia, ca fiind statuată între un bărbat și o femeie, ni se sugerează că ar putea fi alternative. Bun, aceste lucruri, hai să zicem că nu ne afectează încă pe noi care suntem într-un mediu evanghelic și ținem de Scripturi. Sunt însă alte lucruri care provoacă familia într-un mod cu totul diferit, deosebit, gândindu-mă la perspectivele care le aduce mass media, cu mijloacele acestea atât de ușor de accesat, pe care le avem în buzunar,
Și unul din pericole este să ne uităm la internet ca și la o sursă infailibilă de informații. Este o concurență la scriptură din acest punct de vedere, deși aduce surogate și multă mizerie. Aproape că nu mai găsești familie care să-și ia informațiile din scriptură înainte de a merge la internet. Cum se cresc copii, cum se face sex, toate lucrurile se iau de pe internet. Asta nu există nicio... Devine un fel de sfătuitor universal. Da, este câmpul informațional universal care este în jurul nostru, care ne înconjoară, la care avem acces toți și avem impresia că tot ce se spune acolo este foarte bine gândit și afirmat. La fel cum putem vorbi despre un doctor Google, când cineva este bolnav, încearcă să autotrateze căutând, putem vorbi de un pastor Google în care oamenii își caută soluții pentru a-și rezolva problemele familiale, pornind de la noua media? Poate că n-aș merge chiar până acolo, pentru că nimeni nu merge la informații gândindu-se că va primi niște lucruri direct de la Dumnezeu. Dar există o anumită credibilitate și credulitate în abordarea acestor lucruri. Deci noi ne confruntăm acum cu un timp în care afirmația Domnului Dumnezeu din Geneza, în urma căderii și în urma păcatului, a blestemului care a venit peste omenire, se manifestă în niște forme exacerbate cu totul diferite de cum au fost până acum. Probabil în istorie au mai fost în perioada romană și în alte epoci în istorie, dar acum mijloacele de diseminare a răului sunt mult mai puternice. Mă gândesc la afirmația făcută de domnul femeii în relația cu bărbatul: bărbatul tău va stăpâni peste tine. O asemenea realitate care este, se petrece în orice familie unde Dumnezeu nu este la locul lui, este de dorit. Nu mă miră niciun fel că femeile nu mai vor să stea într-o relație de familie, că nu le mai trebuie certificat de căsătorie, că să-și poată lua gentuța oricând și să plece și așa mai departe. Deci lucrurile rele care țin de blestemul care a venit asupra noastră, sunt acum la locul lor și primesc acest apelativ de lucruri de dorit și bune. Este o schimbare de valori. În acest triunghi, familie, lume, lume care pătrunde lumea familiei prin această fereastră mediatică, fie că e presa scrisă, fie că e presa de pe sticlă sau din fața computerului sau de pe tabletă, apare o nouă tensiune. Familia, biserica. Există o nouă tendință, cred, de virtualizarea bisericii și virtualizarea vieții eclesiale a familiei. Exemplu, dacă este prea frumos afară, sunt familii care în întregime decid că este mult prea frumos afară și mult prea soare ca să meargă la biserică și atunci aleg să meargă în parc sau în altă parte, evitând întâlnirea față în față cu frații și surorile de credință, spunând oricum se va filma, oricum vom vedea live, oricum vom participa, ne facem niște popcorn și ne uităm împreună ca familie, avem o activitate mult mai sănătoasă, nu mai luăm virusii de la biserică, nu mai dăm mâna cu unii cu alții. Ce părere aveți despre această fracturare a vieții de familie? Sigur, sunt oameni care au nevoie și pentru asta facem noi o astfel de emisiune acum, de această prezență în casa lor. Sunt oameni care sunt la pat, pentru ei tânjirea sufletească după biserică este uneori mângâiată prin înregistrările slujbelor de duminică. Dar pentru o familie sănătoasă, care se decupează din viața bisericii, care credeți că vor fi efectele pe termen scurt și lung în momentul când nu mai participă la viața eclesială normală? Răspunsul la întrebarea asta este destul de dificil. Și de ce? Pentru că tendința actuală a evoluției bisericii în adunarea care e presupusă de celebrare a unei persoane, în care Fiul lui Dumnezeu promite că El însuși va vesti numele Tatălui în mijlocul adunării
și că va cânta laudele Tatălui în mijlocul adunării, această funcție se pierde în timp. Și din pricina formei de anfiteatru în care suntem, am obișnuit credincioșii că participă la un spectacol. Am înțeles. Și ne-am îndepărtat de funcțiile bisericii și atunci spectacolul la care ești este echivalent cu cel de pe ecran. Pentru că nu mai este o așteptare a omului, a unei întâlniri cu Dumnezeu și nu este, există o anticipare a puterii lui Dumnezeu care se manifestă între noi. Este doar o așteptare a unui program care e bun sau rău. Și comentariile nu sunt în ce fel mi-a schimbat viața ceea ce s-a întâmplat, ci mai degrabă dacă mi-a plăcut și ce nu mi-a convenit. Și nu mai este un accent pe epistemic, ai înțeles predica, ci cum era întrebarea creștinului din Berea, ai înțeles predica și să o discutăm în familie, ci ți-a plăcut ce s-a întâmplat. Era o perioadă în care ieșeam din adunare și în momentul în care ieșeam, bărbații începeau să discute. Măi, tu cum ai înțeles ce-o zis? Cum înțelegi textul ăsta? Acum observ că imediat când se termină adunarea, se mută comutatoarele și oamenii încep să vorbească. Da, ce afacere mi-ai făcut? Și atunci distinția între ce se întâmplă între zidurile adunării și ce se întâmplă pe ecran nu mai există. Foarte interesant ce spuneți. Deci începe să se șteargă. Până acum am priceput biserica ca o lumină strălucitoare în tunericul lumii, o sare pentru pământ, ceva care este agresiv cu societatea și delimitările erau foarte clare. Deci spuneți că începe să se șteargă granița din ceea ce percepem din audiovizual, din mediul virtual și suntem invadați sau voluntar ștergem noi aceste granițe invitând spectacolul în... Sau fiind obișnuiți cu spectacolul. Credeți că acest lucru este făcut conștient și de lideri creștini care speră în felul acesta să-și crească audiența, să-și mărească numărul de participanți în număr, copiind paradigmele din prejurul urechilor noastre și a ochilor noștri și aducându-le în spațiu eclesial? Nu a suspicionat pe nimeni de rea intenție, ci doar de neînțelegere a unor lucruri. Pentru că toți doresc să aibă cât mai mare audiență, fără să înțelegem că nu numărul de oameni vorbește despre prezența Domnului. Depinde cu ce adunăm. Calitatea celor care vin sunt în funcție de ceea ce li se oferă. Acum, acest cadru care este adunarea, să zicem, de sărbătoare a bisericii, care trebuie să ne întâlnim ca și comunitate cu Dumnezeu, trebuie să fie în mod necesar obligatoriu însoțită de celelalte funcții ale bisericii. Dacă este o funcție de învățătură care în primul rând este adusă în mijlocul adunării, în care toate lucrurile trebuie să fie spre zidire, spre creșterea membrilor bisericii, există un alt pas care ține de legătura frățească. Dacă acest pas nu există, oamenii nu se vor vedea încurajați și nu vor fi ajutați nici de întâlnirea de duminică. Îi va ajuta ceva mai mult decât ceea ce urmăresc pe ecran, pentru că tentația este de să văd dincolo ăștia ce fac, ăștia ce zic. Da. Atunci este o fugă de la unii la alții, nu te mai alegi cu nimic în timp ce mănânci, în timp ce copilul vorbește și așa mai departe. Cred că din pricina pasului care lipsește în familie de legătură frățească, în care mai multe familii se adună nu ca să discute politică, nici să se distreze, nici să mănânce împreună, ci se adună realmente ca să înțeleagă cum să-și crească copiii, care se roagă pentru asta, pe care interesează viața bisericii și știu că atunci când vin la adunare, ce se întâmplă acolo depinde de ce este în inima lor. Unul dintre lucrurile pe care le vedem atacate pe această linie, ștergându-se granițele dintre viața eclesială și restul vieții, biserica nemai fiind o insulă, nemai fiind, cum spunea altădată Augustin, un restaurant în care se hrănesc cei flămânzi spiritual, un spital în care sunt vindecați cei care sunt răniți, unul din punctele de atac, cred, în noua media, este rolul taților, rolul soților. Și pare acest atac a se bucura de complicitatea și comoditatea taților creștini, care se văd deresponsabilizați și ușurați cumva de povara tradițională,
să-i spunem patriarhală. Asta este și acuzația care ne este adresată adesea nouă creștinilor de patriarhialism excesiv, de o impunere a unui rol nenatural, anormal al soțului în familie. Ce spuneți despre acest lucru? Asta este un paradox. Percepția mea este că bărbații și-au declinat responsabilitatea. În cel mai bun caz aud bărbați care spun trebuie să am grijă de copiii mei, de aceea mă duc la 3000 de kilometri să lucrez acolo, să report de grijă, dar să fiu departe de ei. Da. Ma, dacă ne întoarcem în spațiul Scripturii, unde trebuie să definim lucrurile, cred că este o mare jale în momentul acesta în abordarea responsabilităților. Din perspectiva mea văd tot mai mulți bărbați care sunt biruiți de satana. Nu mai văd bărbații aceia verticali, care sunt pe picioarele lor. Foarte mulți sunt biruiți de pornografie, de erotism. Mulți și-au declinat responsabilitatea și împing nevestele în față, dragă, cum vrei tu. Copiii sunt plasați, asta a fost unul din lucrurile care m-a șocat când un copil a venit când un tată a venit cu copilul la școala duminicală, l-a adus pentru prima dată și a zis până acum l-am crescut eu, acum e treaba voastră. Extraordinar. Și asta m-a spăimântat când am auzit această perspectivă a unui tată. Dacă ne uităm la ce așteaptă Scriptura de la un tată, este fascinant. Sunt patru verbe ale educației, în orice domeniu scriptural, pe care le spune David în Psalmul 32, versetul 8. Dumnezeu ne educă așa și este pilda noastră de educatori, de învățători. Este pilda pentru un tată. Te voi învăța, adică îți dau informațiile. Da. Și informațiile nu sunt cum să te descurci în viață și cum să devii mai șmecher și ce meserie să faci ca să câștigi cel mai mult bani, ci ceea ce ne stipulează în Deuteronom 6, poruncile acestea, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea revelația copiilor, revelația lui Dumnezeu, adevărul. Acesta este informația care trebuie dată copilului și trebuie dată înainte de concepție, prin rugăciunea pentru el. Apoi când îi pântecele mamei, când te rogi și citești din Scriptură acolo în burtă cât este, după aia când se naște și continui. Și apoi începi să pui în mintea lui cuvintele. Al doilea verb, îți voi arăta calea. Adică ceea ce te informezi trăiesc înaintea ta. Te uiți la mine cum sunt drept, cum îmi duc viața, te uiți la viața mea de rugăciune, te uiți la seriozitatea mea, la iertarea mea pentru oameni, cum mă înțeleg cu maică ta și înveți de la mine. Exemplu, da. Este, îți voi arăta calea. Apoi, te voi sfătui. Adică în momentul în care ai început să faci tu pași, să acolo lângă tine, dar nu te lasă casă, te ridic, să arăți cum se face un lucru. Asta și în domeniul practic se întâmplă asta, dar mai ales în domeniul spiritual. Așa se întâmpină această problemă pe care ai băiete, fetițo. Asta ți s-a întâmplat. Învățătorul lecție extraordinară de la Lucian, când era în clasa întâia. A venit zgâriat pe mână de la școală, de un copil. Și zic, ce ai pățit? Păi m-a zgâriat un coleg. Și tu ce ai făcut? De ce nu l-ai pleznit? De ce te-ai lăsat? Și el zice, dar îl doare. Extraordinar. A fost momentul care am învățat eu de la copilul meu cum să-mi învăț copiii. Am avut alții doi pe lângă el și nu am învățat niciodată, dă și tu înapoi. Și m-am dus și am luat pe agresorii copiilor și am zis, măi, tu ești mai tare decât el. Uite aici niște bani. Să-l păzești, nu să-l bați. Și am rezolvat problema, fără să-i zic, să-l învăț pe ăsta să dea înapoi. Am învățat eu pe parcurs. Și al patrulea verb, voi avea privirea îndreptată asupra ta. Adică copilul e mare, îi dau un sfat când mă întâlnesc cu el, dar de acum sunt acolo ca să mă rog pentru el. Responsabilitatea de părinte nu se termină decât când închizi ochii, indiferent cât îți de mari copiii și ai nepoți sau strănepoți. Asta rămâne. Deci acestea sunt patru verbe ale educației care un părinte trebuie să-și le însușească. Un alt lucru pe care l-aș menționa aici, avem o carte în Scriptură extraordinară, Proverbele lui Solomon. Citește creștinul din Scriptură și citește versetele alea și nu vede că acolo zice un părinte către fiul lui îl învață. Sigur. Este manualul, este cartea din care trebuie să-și duce copiii. Și avem câte un capitol pentru fiecare zi.
exact. A lunii, pentru 31 exact. De zile. Exact, exact, exact. Și se pleacă de la mediul de familie, până când copilul părăsește mediul, toate lucrurile acestea care sunt acum pe tapet, din 9 capitole care formează baza teologică a cărții, primele 9 capitole care sunt perfect structurate, 4 dintre ele vorbesc despre păcatele sexuale. 3 explicit și unul pregătește inima unui tânăr ca să reziste atacurilor acestora și pornografiei. E fascinant. Dacă ca tată nu iei Scriptura și nu o citești, să vezi că e manualul pe care trebuie să-l înveți să-ți duci copiii, cum aștepți când e mare să aleagă calea Domnului și să zic că ăsta e drumul pe care mă duc, când nu l-ai învățat, nu i-ai arătat calea și n-ai făcut nimic din toate lucrurile acestea. Ați vorbit de 4 verbe adresate în părinților și în mod special patriarhilor, taților. Tata e responsabil de toate lucrurile din casă, iar soția este doar un ajutor potrivit la tot ce face el. Din experiența de peste 15 ani pe care o aveți din seminarele cu familiile, dacă ar fi să alegeți 4 lucruri pe scurt pe care să le spuneți unui cuplu, să presupunem că ați avea de față cu noi aici un cuplu care urmează să căsătorească în următoarele 2 săptămâni. Uh-huh. Care ar fi pe scurt cele 4 lucruri pe care le-ați spune la prima intenție, la prima vorbire, uh-huh, fără să vă gândiți prea mult, cumulând cumva toți acești 15 ani de sfătuire, uh-huh, consiliere, ajutorarea familiilor aflate, da, în conflict sau îndreptându-i pe alții pe calea Domnului? Aș lua versetul care însumează în el toată învățătura de familie din Scriptură, Geneza 2:24, unde sunt cele 3 domenii de existență ale familiei. Schimbarea priorităților, în care declarația pe care o faci este că persoana cu care te-ai căsătorit va fi prima ființă umană și prima preocupare și o menții pe acest loc toată viața ta. A doilea, fuziunea sufletească, drumul îndrăgostirii, declarația pe care trebuie să o faci, că îți vei iubi soția, soțul și că vei trece iubirea aceasta născută din hormoni pe acel fundament al poruncii trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Al treilea, intimitatea, atenție, de unde vă luați informațiile. Scriptura este sursa curată și sfântă și sfințită pentru viața intimă, pentru relația sexuală, doar dintr-un bărbat și o femeie. Lăsați internetul și pornografia și toate lucrurile și tot ce vă îmbăcit mintea. Pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu, lepădați, căutați oameni care să vă ajute să scăpați de acolo. Deci acestea sunt 3 elemente care le-aș spune și aș adăuga la ăsta un al 4-lea element și anume scopul familiei, așa cum rezultă din Scriptură și l-aș enunța aici. L-aș enunța în felul acesta. Un Dumnezeu cheamă un bărbat și o femeie într-o relație specială de căsătorie pentru a se ajuta unul pe celălalt în procesul sfințirii, ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu de calitatea cerută de el. Deci domeniile fundamentale a căsătoriei, schimbarea priorităților, drumul îndrăgostirii, intimitatea, însoțite de scopul cu care ne-a chemat Dumnezeu în relație, care vizează capătul de drum, întâlnirea cu Dumnezeu de calitate pe care o așteaptă el. Dați-mi voi în final o întrebare foarte, foarte personală. Dacă ar fi să luați de la capăt viața de căsnicie cu experiența de acum, care ar fi câteva lucruri pe care le-ați schimba dacă astăzi ați fi imediat în prima zi după căsătorie? N-aș schimba nimic. N-aș schimba nimic. Am intrat în relația de familie cu credință în Dumnezeu și cu bunăvoință, fără să știu nimic. Nevastă mea la fel. Și de aici, cu bunăvoința pe care am avut-o, sub privirea lui Dumnezeu și încrederea în El, am descoperit toate lucrurile. Și am asistat de-a lungul acelor aproape 39 de ani de căsătorie. Mulțumesc. La o progresie în îndrăgostirea unul de celălalt, care și astăzi, în acest an, este mai mare decât anul trecut. Și a fost un proces care permanent s-a mers așa, fără crize majore, adică n-am avut niciun fel de crize, fără crize, au fost relațiile normale, pentru că în procesul sfințirii ies la iveală, tot felul de diferențe, trebuie să creștem împreună, prin divergențe, prin certuri la un moment dat, când era mai tine și așa mai departe. Dar toate acestea au fost drumul pe care nu mi l-aș dori să fie altfel, cu toate încercările prin care am trecut. Înseamnă că nu sunt singurul care n-aș schimba ce am acum pe ce am avut în urmă cu 24 de ani. În ultimii 15 ani v-ați implicat în seminarii pentru familii. Înțeleg că la aceste seminarii nu au fost doar familii din spațiul evanghelic.
Aș vrea să încurajăm familiile care se află în criză să apeleze la acest tip de, hai să spunem, spun între ghilimele, serviciu prestat de bisericile evanghelice, de sfătuire. Și unul din lucrurile pe care aș vrea să le subliniem este că în cadrul acestor întâlniri este eliminată, din câte vă știu, este eliminată vulgaritatea, glumele proaste, se pune accent pe inserarea Scripturii în fiecare sfătuire. Din acești 15 ani, pe scurt, ce ne-ați putea spune despre satisfacții, insatisfacții și ce anume vă face să mergeți mai departe, an de an, lună de lună, săptămână după săptămână, deși asta implică deplasări, implică mult efort, implică foarte multă presiune spirituală asupra dumneavoastră și asupra soției? În primul rând, este o misiune care am primit-o din partea lui Dumnezeu la un anumit moment dat în viața noastră și venim de la aceste întâlniri, parcă zburăm cu toată oboseala, pentru că avem acel sentiment a muncii împlinite. Vedem oameni care realmente se schimbă după aceste momente. Când am vorbit despre conflicte distructive într-o biserică și am zis, dar ce căutăm aici la oamenii ăștia să le vorbim, că ăștia toți sunt sfinți. A venit apoi o femeie să spună, de ani de zile nu mai împart dormitorul cu soțul meu, suntem într-un conflict deschis și acum mă gândesc cum să recuperez, cum să rezolv lucrurile acestea. Când vedem atâtea schimbări și atâția oameni care își corectează conduita, bărbați care încep să înțeleagă că autoritatea nu se impune, ci trebuie câștigată, că există un model. Când vedem că se vindecă relațiile între părinți și copii, când vedem că sunt părinți care încep să-și mângâie copiii și nu au făcut-o niciodată, sunt niște lucruri extraordinare când vedem că se vindecă aceste relații. Deci este ceva fascinant să vedem asta și de aceea credem că misiunea principală pe care o avem este asta. Cum colaborați cu pastorii sub autoritatea cărora sunt aceste familii care vin la consiliere? Eu niciodată nu am organizat conferințe de familie. Am mers unde am fost chemați și suntem chemați de obicei de pastorii bisericii și sub autoritatea lor se întâmplă aceste lucruri, pentru că peste tot se vede o nevoie acută în sânul familiilor, pentru că atacurile sunt așa de puternice încât destabilizarea e la orice pas și pe măsură ce familiile sunt tot mai tinere și tot mai impregnate de mass media și de ce se întâmplă în jur, nevoia este tot mai mare pentru a aduce perspectiva divină, sfântă și curată și plină de putere care dă valoare vieții de familie. Dragă pastore, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne l-ați acordat, pentru timpul acordat telespectatorilor noștri și vom reveni cu alte întâlniri în care să încercăm împreună cu telespectatorii noștri. Așteptăm întrebările lor, așteptăm contribuțiile dânșilor pe adresa Credo TV, așteptăm noi subiecte de discuții și vom reveni pentru că n-am epuizat toate ideile și provocările pe care încearcă lumea de astăzi să ni le înșurubeze cu forța în minte. Vom continua, dragi telespectatori, și în alte emisiuni, alături de alți invitați, alături de alți experți, alături de pastori cu experiență, să încercăm să dăm răspunsuri la întrebări din ce în ce mai dificile, din ce în ce mai grele, pe care le naștem din întâlnirea cu realitatea. Vă mulțumim!